Guvernul urmează să introducă în vederea obținerii de noi surse financiare pentru buget măsuri drastice pentru românii care obțin venituri din altă sursă decât salariul. Un prim pas în acest sens ar fi măsura ce prevede introducerea din 2014 a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din chirii. Despre introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din chirii de către persoanele fizice, se vorbește într-o scrisoare de intenție către FMI. Referitor la introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor obținute din chirii de persoanele fizice, precizăm că această măsură are în vedere alergirea bazei de contribuție, reprezentând un prim pas în vederea implementării unei abordări fiscale unitare, astfel încât contribuțiile pentru sănătate să fie plătite de către persoanele care obțin venituri și din alte surse decât cele de natură salarială. Totodată, guvernul se angajează ca, înainte de finalizarea bugetului pe anul 2014, să revizuiască baza de impunere pentru taxele pe proprietate, care va fi în funcție de statutul juridic al proprietarului și nu de destinația proprietății. Altfel spus, se vor plăti impozite mai mari pentru imobilele închiriate.